Fiecare dimineață e perfectă. E ca un aluat frământat și pregătit să devină croissant. Fiecare dimineață e perfectă pentru că te îndeamnă să cauți căldura, să o lași să te îmbrace. E perfectă pentru că îți arată lumea așa cum nu a mai fost niciodată. Diferită, puțin câte puțin, de cea pe care o știai ieri. Și ai timp să te gândești cine ești în lumea de azi. Un om hotărât, puțin temător, bucuros, poate mirat sau curios. Să fii cine alegi să fii. E alegerea ta ce ingrediente folosești azi. O linguriță de entuziasm, un strop de nou, un vârf din ce știi doar tu, e perfect așa cum e, cu gust, pe gustul tău. Uneori e greu să te hotărăști, să alegi ceva în ton cu felul tău de a fi, să simți că e făcut pentru tine, să vezi admirația în ochii celorlalți. Și știi, drumul nu va fi mereu drept, va trebui uneori să calci apăsat, indiferent de suișuri și coborâșuri. Să fii cel care netezește calea, să intri în necunoscut cu ochii larg deschiși. Uneori, în ochii tăi, recunoști frica de ceea ce nu știi. Teama că s-ar putea să eșuezi, că deciziile tale ar putea fi greșite, că ceilalți nu vor înțelege. Ceea ce știi este că asta e o nouă dimineață. Fiecare dimineață este perfectă, pentru că te îndeamnă să fii cine alegi să fii. Apoi să-i ajuți și pe ceilalți să devină cine vor, cu răbdare, căldură, înțelegere și compasiune. Rescriem povestea în fiecare dimineață, pentru că noi creștem oamenii.